Ei, fotofabrica! Aceasta este partea practică a filmului despre expunere dedicat începătorilor, în care vom vorbi despre compensarea expunerii calculată în mod automat de aparat. Atunci când lucrați în modurile semi-automate ale camerei, deși puteți alege un parametru, fie diafragma, fie timpul de expunere, aparatul va analiza singur expunerea în mod automat. De aceea este bine să înțelegeți cum hotărăște aparatul care este expunerea corectă. Pentru a înțelege asta, faceți următorul experiment. Așezați o coală A4 pe masă și încercați să o fotografiați, având grijă să nu intre și alte elemente în cadru. Având în vedere că foaia este albă, aparatul ar trebui să vă arate o imagine complet albă, cu informațiile de pe histogramă acumulate în partea dreaptă, adică spre alb. Cu toate acestea, veți vedea că imaginea este gri, cu informațiile de pe histogramă, mai mult sau mai puțin în mijlocul acesteia. Și pentru a ajunge la o expunere corectă, veți fi nevoit să creșteți cu aproximativ 2 trepte expunerea într-un program de editare ulterior. Asta pentru că, indiferent de culoare sau luminozitate, aparatul tinde să niveleze lumina din fața sa și să facă o medie. De aceea, o coală albă va fi afișată mai închisă la culoare și un palton negru va fi redat mai deschis la culoare decât în realitate. În alte cuvinte, dacă fotografiați un subiect foarte luminos și deschis la culoare, cum este spre exemplu un schior, aparatul va subexpune imaginea. Și dacă fotografiați subiecte întunecate, cum ar fi o scenă de noapte, aparatul va supraexpune imaginea pentru a compensa. Înțelegând toate acestea, puteți anticipa în ce măsură aparatul va sub- sau supraexpune o imagine și vă puteți folosi de compensarea expunerii pentru a aduce expunerea cât mai aproape de ideal. Compensarea expunerii este un buton pe care este afișat un pătrat tăiat în diagonală de un plus și un minus. Dacă considerați că aparatul va subexpune imaginea cu o treaptă, setați compensarea expunerii la plus 1 pentru a aduce totul la normal. Dacă considerați că aparatul va supraexpune imaginea cu o treaptă, setați compensarea expunerii la minus 1 pentru a aduce totul la normal. Singura modalitate de a anticipa în ce măsură aparatul va calcula expunerea în diverse situații este exercițiul, așa că fotografiați cât mai mult posibil. Nu uitați să vă înscrieți, comentați, share-uiți. Până data viitoare, salutare și lumină bună!